Azi, în câmpul moldovenesc, a fost nevoit să-și dezgroape tatăl după ce bărbatul a fost înmormântat de o altă familie. Tinerii spun că încurcătura s-a făcut la morga spitalului din oraș. Chiar și așa, nu înțeleg de ce tatăl lor a ajuns în sicriu în aceleași haine în care a fost găsit fără viață. A fost făcută desfumarea, nu? Da. Vestea că tatăl lor a fost deja îngropat, dar de o altă familie, a ajuns la urechile celor doi frați după două zile de când nu mai știau nimic de părintele lor. Tinerii credeau că trupul este în continuare la morga din câmpul moldovenesc în așteptarea necropsiei. O zi șocantă, am venit cu el și mi s-a spus că tatăl nostru a îngropat ieri, într-o mare râs. A fost ceva, nu știu, din nedescris. Dar el când a fost îngropat? Vineri. S-a bătut joc de noi. Aici, în acest loc din cimitirul din câmpul lung moldovenesc, a fost îngropat bărbatul pentru 24 de ore, mai exact, de vineri până sâmbătă. Bărbatul de 49 de ani a fost înhumat după ce altcineva i-a ridicat trupul din greșeală. Eu la primul sac, primul venit, primul servit, a plecat. Era scris și numele pe sacul la omul ăla. La tata nu era scris. Eu nu înțeleg cine a scris asta chestie. Unitatea medicală respectivă s-a făcut o confuzie. Imediat a fost sesizată și unitatea de parchet competentă. Petru Cramer a fost găsit fără suflare joi într-o pădure. Alertați de polițiști, fratele bărbatului și unul dintre fii au mers să-l recunoască. Și totuși, la spital, omul ar fi ajuns cu identitate necunoscută. Deci nu știu care-s vinovat. El era exact cum l-a găsit mort așa, mi l-a îngropat. Nimeni nu l-a luat în seamă, se facă, se iei cizmele din picioare, deci nimeni nu i-a făcut nimic. Este vorba de două cazuri aduse în afara spitalului. Deci morga o folosim în comun cu serviciul de medicină legală. Fiind din afară, probabil avea un certificat de deces, nu știu cine l-a dat, și am înțeles că familia a venit și l-a recunoscut. Deci au greșit ei. Asta nu poate fi imputat nicăieri, niciun serviciu. A fost o confuzie regretabilă. Confuzia a fost făcută de către firma de pompe funebre, care a fost o altă firmă decât cea cu care noi conlucrăm. Nu este personal în morgă pentru a indica. Astăzi, bărbatul a fost înmormântat din nou, de această dată, de familia lui.